Diabetul zaharat de tip 2, din păcate, nu doare și poate evolua silențios ani de zile până când să fie diagnosticat. Atunci când este dezechilibrat, apar totuși simptome, precum gura uscată, sete intensă, urinari frecvente, pierdere în greutate, oboseală, nopți cu somn de proastă calitate. Sunt prezenți și factorii de risc, precum ar fi greutatea crescută, sindromul metabolic, hipertensiune, dislipidemie. Este foarte important ca deja să se acționeze din stadiul de prediabet, atunci când nu ne doare nimic, când nu bănuim și nu suspectăm că am putea avea vreo tulburare. Și pentru acest lucru este foarte important să ne facem anual analizele. Dacă glicemiile depășesc 100 mg pe decilitru dimineața pe nemâncate și ajung până în 126, avem prediabet. Dacă glicemia pe nemâncate este mai mare de 126 mg pe decilitru sau oricând în timpul zilei este mai mare de 200, atunci știm sigur că putem fi diagnosticați cu diabet zaharat de tip 2. De obicei, medicul de familie vede aceste analize și trimite pacientul către medicul specialist diabetolog. Noi în România avem programul național care permite consultul și tratarea pacienților cu bilet de trimitere de la medicul de familie. Se fac și internări de zi. Odată la 6 luni monitorizăm evoluția bolii și a complicațiilor neurologice, funcția renală, oftalmologice, toate acestea fiind posibile cu biletul de trimitere de la medicul de familie. Lăsată netratată, boala poate să fie chiar fatală. Putem să vorbim aici de glicemii foarte crescute care duc spre coma diabetică și aceasta este o condiție cu potențial fatal. Circuli undeva cu glicemii de 200-300, nu te doare nimic, însă pot să apară brusc complicațiile, cum ar fi infarctul de miocard, AVC-ul, care sunt și ele complicații fatale la rândul lor. Sindromul metabolic se caracterizează prin glicemii modificate, hipertensiune, dislipidemie, greutate crescută cu acel abdomen crescut, cu circumferința taliei crescută și toate acestea trebuie să-ți dea de gândit. Dacă se diagnostichează și se tratează, diabetul zaharat poate deveni o stare de care ai grijă, nu neapărat o boală pe care s-o porți pe umerii tăi. Lăsat netratat diabetul și implicit glicemiile mari pot să te ducă în câțiva ani de zile către aceste complicații, să faci retinopatie diabetică cu risc de orbire, să ai parte de boală arterială periferică și de amputații, să ai parte de complicații cardiovasculare, cum spuneam, infarct, AVC, să ai nivele crescute de colesterol și sindrom metabolic, hipertensiune arterială prost controlată și așa mai departe. Diabetul netratat, putem să spunem că afectează toate sistemele și organele din corpul nostru. Așa că prezentarea la medic este esențială, monitorizarea din 3 în 3 luni și, bineînțeles, respectarea dietei și a tratamentului. Cu acestea respectate, poți fi foarte bine pentru tot restul vieții. Și dacă glicemiile nu mai pot fi controlate doar cu dietă, mișcare și cu ceaiuri, este extrem de important să treci la pasul următor și să începi tratamentul, care și acesta este evolutiv și se adaptează de la un an la altul sau de la o etapă la alta a vieții tale. Important e ca cineva să te monitorizeze și să acționeze conform cu acel moment. Dacă luăm din timp problema și tratăm diabetul încă din primele momente ale diagnosticului, putem să nu ajungem niciodată la insulină. Tratamentele moderne astăzi au multe aspecte, multe fațete și diabetul zaharat de tip 2 doar rareori se tratează cu insulină atunci când există contraindicații pentru tratamentele medicamentoase și în ultimă instanță când acestea nu mai fac față. Asta înseamnă după zeci de ani de evoluție și în funcție și de agresivitatea tipului de diabet pe care îl are fiecare pacient. Așa că insulina este o amintire a trecutului, o teamă a trecutului. Insulinele oricum sunt mult mai moderne în ziua de astăzi.
nu mai implică acele procese greoaie de administrare, livrare și însoțite de durere și de alte probleme. Așa că în niciun caz teama de insulină nu trebuie să fie zidul care te oprește în a-ți controla boala. Nu contează vârsta, contează factorii de risc și stilul de viață. Un stil de viață defectuos, fie că se întâmplă unui copil, unui domn sau unei doamne, poate avea același impact negativ pentru toate sexele și pentru toate vârstele. Din păcate, în ziua de astăzi vedem diabet zahara de tip 2 instalat foarte devreme în copilărie, la copiii cu obezitate, cu sedentarism și cu acești factori de risc. Așa că nu mai este o garanție faptul că ești tânăr, că ești copil, dacă ai analize proaste, dacă ai prezent acei factori de risc, prezentarea la medic este esențială.